interesează în mod special este ce se întâmplă cu cei care nu au primit până în acest moment deciziile de recalculare, pentru că există un număr mare de pensionari care asta spun că nu au ajuns încă la ei deciziile. E posibil să fie cei pe care nu i-am găsit acasă și atunci îi așteptăm în oficiile poștale să și le ridice în timp de 20 de zile. Cum de altfel, dacă nu le-au primit nici decizie, nici acel aviz, acea bucată de hârtie pe care noi o lăsăm în ușă, evident trebuie să meargă la casa de pensii să vadă ce se întâmplă cu dosarul lor. Bun, deci urmează să, dar sunt unii dintre ei care spun că au fost acasă și că nu au sosit decizia. Deci ar trebui să meargă la poștă, asta e ce le spunem? Sigur că da, ar trebui să meargă la poștă să întrebe dacă decizia dânșilor este acasă. Acum, știți, în industria de curierat noi mai avem o problemă și anume că deși procedurile noastre presupun ca curierul, poștașul să sune și să contacteze beneficiarul, uneori nu o face. Deci nu vreau să spun că nu există nicio situație în care noi am fost la beneficiar acasă, l-am sunat și nu l-am găsit. E posibil, dar iar prin excepție, să fi fost la persoana, la pensionar acasă și să nu fi sunat, doar să-i fi lăsat acel aviz în ușă, din diferite motive, că salariatul companiei nu și-a făcut treaba cum trebuie, că a vrut Bun, să... am înțeles. Deci ce au de făcut este să meargă la poștă, da, doamna Tatoie? Și să verifice dacă adresa la care domiciliază, că sunt foarte mulți, s-a văzut la recensământ, este adresa care figurează la casa de pensii. Și asta e drept. Bun, deci trebuie să mergeți la poștă dacă nu ați primit acasă această decizie. Bun. A început de astăzi livrarea pensiilor majorate, înțelegem, da, Valentin Ștefan? Așa este, noi am primit mai mulți bani luna aceasta de la Casa Națională de Pensii în comparație cu lunile precedente. Bun, și până când se livrează aceste pensii pensionarilor în formatul acesta de teren, pentru că sunt ceilalți care primesc pe card? Așa este, noi avem undeva la aproximativ 2,4 milioane de beneficiari, cărora reducem pensiile în intervalul 1 ale lunii, 15 ale lunii. Deci în următoarele două săptămâni noi vom merge la fiecare pensionar acasă și le vom duce pensiile. Cu mențiunea că sunt destul de mulți pensionari care preferă să vină să-și le ridice singuri în oficiile poștale și mulți au preferat să vină să-și ridice și pensia și decizia în același timp. De asta și astăzi a fost destul de aglomerate oficiile poștale, cel puțin în prima parte a zilei, pentru că mulți au așteptat până în ultima zi ca după aceea să vină să-și le ridice singur din oficiile poștale. Bun, dar a mai fost o speță, la un moment dat s-au retras niște decizii. Bănuiesc că pentru acelea nu mai merg pensionarii tot ei la poștă, că n-a fost vina lor că s-au retras niște decizii, nu? Da, am încercat să explic ce înseamnă acea retragere. În realitate, nu au fost decizii pe care noi le-am dus înapoi la Casa Națională de Pensii, ci pur și simplu le-am oprit din livrare, din distribuire, câteva zile, o perioadă, până când ni s-a spus că le putem da drumul. Probabil că s-a făcut o altă recalculare, poate s-a verificat o adresă, poate am printat noi plicuri cu adresele modificate, deci motive obiective aș putea spune. În clipa de față nu mai avem decizii de la Casa Națională, de la Casele Județene de Pensii, care să fie oprite, să ne se zică nu le distribuiți. Deci, practic, ce a fost în trecut, săptămâna trecută, acum două săptămâni, până vineri au intrat în procesul de... Bun, uite, îmi scrie un telespectator că au găsit deciziile în cutiile poștale. Asta a fost o mare formă de jigodism, pentru că omul trebuia să semneze dacă dorește să conteste. Adică aș vrea ca funcționarii, că și la poștă, tot ai statului sunt, că nu sunteți atât de privați pe cât se dorește, ar trebui să respecte minimal chestiunea asta. Dacă știau că e cu confirmare de primire, i-a lăsat-o omului în cutia poștală. Ne-au spus că toți au primit acolo la fel. Dar e încălcarea nu e în regulă. Fiecare face ce dorește și cum decide. Nu e normal asta. Deci rugămintea mea pentru genul ăsta de situație este ca acei beneficiari care n-au semnat, dar totuși au găsit decizia, să ne semnaleze acest lucru ca noi să putem verifica. Pentru că e foarte simplu. Fiecare salariat se întoarce cu un borderou de semnături. Verificăm semnătura de pe acel borderou cu semnătura beneficiarului. Da. E, bine. Am trăit în comunism și știu cum. Timp să semneze, toată lumea semnează cum dorește. Bine, important este să știe oamenii că încep să vină pensiile Câte majorate. Câte decizii de pensionare ați distribuit? Vă rog să repetați. Câte decizii de pensionare ați distribuit?
au intrat în companie 4.350.000. Și câte ați distribuit din ele? Pe toate le-am distribuit. Păi nu, că sunt unii care n-au primit. Ei sunt la oficiile poștale și de acolo trebuie să ajungă la beneficii. Da, estimăm, pentru că încă nu s-a terminat înregistrarea datelor din mediul rural de vineri, da. Estimăm că undeva la 4,2 milioane au fost distribuite. Deci din...